Bună seara, văd că deja ați intrat. După cum știți cum stă treaba, întâi dau niște invitații să mai intre și alți prieteni de-ai mei. Dar, bună seara, doamna Margareta, dar în această seară am o emisiune cu un titlu haios. Divorțul a fost pronunțat. O să vedeți despre ce este vorba imediat. Mai dau niște invitații și imediat o să trecem la treabă. Dar ce ați mai făcut în weekend? Ce ați mai făcut astăzi? Ieri? Și așa cum v-am spus de fiecare dată, ar fi bine să putem purta așa o discuție, să facem un dialog, nu un monolog, dar eu deja m-am obișnuit cu dumneavoastră, fie că sunt pe acest canal, fie că sunt pe canalul celălalt de Facebook, tot la fel. Deci, eu știu ce am de făcut, văd că dumneavoastră intrați, înseamnă că și dumneavoastră vă place ceea ce eu vă spun. Ia să vedem, să vedem. Da. Imediat sunt gata. Da, așa cum v-am spus, tema emisiunii din această seară este divorțul a fost pronunțat. Știu că poate nu vă trece prin cap la ceea ce mă gândesc, dar vă spun clar că este vorba despre politică. Eu cel puțin acum când am văzut ce s-a întâmplat între cei de la coaliție, dintre PSD și ALDE, sincer vă spun că nu am rămas surprins deloc. Deci eu mă așteptam ca acest divorț între cele două partide să se întâmple de mult. Pentru că înainte, partidul condus de Dragnea, știți că ei vreau numai ei să conducă, nu aveau încredere în nimeni și practic ei s-au folosit de cei de la ALDE numai ca să poată să stea la guvernare și să obțină voturi. Dar, vedeți, a plecat Dragnea unde l-a adus faptele sale, da, la pușcărie. Și urmașul lui Dragnea, Coana Dăncilă, ce să facă decât să îi moștenească năravurile alea proaste. Și ați văzut, a început în ultima perioadă să șează uși, nu a mai vrut să țină cont de nimic, nu a mai interesat-o nici de guvernare, de nimic, a interesat-o pur și simplu să-și facă mendrele în interiorul partidului, care, bineînțeles, deja s-a văzut câștigătoare, după aceea ați văzut ce s-a întâmplat, a câștigat alegerile, deja a început să șează uși și a crezut că și la nivel de coaliție face și taie și spânzură exact ca în partid. Bineînțeles că Tăricianu, știți și dumneavoastră că nu e un om prost, e un om uns cu toate alipiile, un șmecheraș de ăsta, da? Care a fost trecut prin viață și vă dați seama că nu a putut să accepte ca o agramată și incultă, așa cum e Dăncilă, să-l conducă și el doar să stea pe post de marionetă. Și iată că în sfârșit ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat exact un an de zile, să zic așa, înainte de alegerile parlamentare. Divorțul dintre PSD condus de Viorica Dăncilă, un prim-ministru care, din punctul meu de vedere, este o agramată și o incultă, și ALDE, condus de Popescu Călin Tăricianu, un președinte dintre ăsta jucător șmecheraș,
care este uns cu toate alipiile. Bineînțeles că la un moment dat nu a mai dorit să fie sub talpa lui Dăncilă. Și vă dați seama că a încercat să-i explice acestei tute, așa cum stau treburile în țară și în coaliție, pentru că ei au văzut că la alegerile europarlamentare deja ALDE, din câte ați văzut, a luat sub pragul electoral, da? Și și-au dat seama că dacă nu se unesc și nu încearcă ca acum la președinție să aibă un candidat unic, nu vor face nimic. Și bineînțeles că Dăncilă și-a dorit ca ea să ajungă, pentru că probabil, eu știu, alții trepăduși ai partidului sau eu știu, alții inculți la fel ca ea, i-au aruncat acestei proaste mingea la fileu și bineînțeles că ea deja s-a și văzut președinta acestui stat. Și de aici până la spargerea coaliției n-a mai fost decât un singur pas, un pas foarte mic. Și să știți că totuși eu nu am fost mirat că s-a întâmplat așa ceva, dar vă mai repet, mă gândeam că această coaliție s-a spart, se putea sparge mai repede, dar vedeți că acum e o problemă. Am observat, sau mai bine zis, am văzut o emisiune la televizor unde, bineînțeles, au fost invitați mai mulți membri de partid, de fapt, senatori, deputați din fiecare partid. Și să știți că un lucru nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut de cei de la USR. N-am nimic cu acest partid, bineînțeles, dar să știți că, din câte am văzut, acest partid nu pare a fi un partid serios. Și de ce vă spun treaba aceasta? Pentru că imediat după alegerile europarlamentare, știți foarte bine cum dădeau cu pumnul masă, urlau, țipau, zbierau că ei vor să fie la guvernare, că împreună cu PNL-ul vor face o coaliție extraordinar de bună, vor conduce țara și așa mai departe. Bineînțeles, acum am văzut că cei de la USR nu știu ce visează, nu știu unde se gândesc ei, dar au cam început să pună condiții. Că ei nu mai vor să vină la guvernare decât în anumite condiții, și acele condiții ar fi alegeri anticipate. Deși nu știu cum își permit să facă asemenea afirmații, pentru că știu și ei foarte bine că cu 6 luni de zile înainte, sau nu mai bine zis în ultimul an, nu se mai pot face alegeri anticipate. Dar vă dați seama, ei de fapt fac acest joc pentru că nu vor să vină la guvernare. Eu, din câte am înțeles și știu și foarte bine, că acum o să urmeze trebuie să depună de fapt o moțiune de cenzură împotriva guvernului și aceasta se face o singură dată pe sesiune parlamentară și asta ar fi cam prin 15 septembrie. Am văzut că partidul ALDE al lui Popescu Călin Tăriceanu, împreună cu noua coaliție pe care a făcut-o cu Pro-România lui Ponta, ar susține ceea ce vor să facă cei de la PNL, adică să bage moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Bineînțeles că aici, dacă acest partid va aplica la moțiunea de cenzură, obligatoriu, fără dor și poate, ar trebui să-și facă bagajele și să plece. Dar, mie mi-e tare frică, să zic așa, că PNL-ul va băga moțiunea de cenzură și va fi trădat. Și să vă spun și de ce. Pentru că cei care
Ar urma să zic așa, să vină la guvernare, bineînțeles, să preia guvernarea PNL-ul și cu cei care ar mai face coaliție, pentru că nu au voturile necesare, nu vor lua voturile necesare, nu au parlamentarii necesari ca să poată să fie majoritari și atunci, cu siguranță, cei care ar trebui să vină cu ei la guvernare le e frică. Și să vă spun și de ce. Le e frică pentru că, în momentul de față, oricare, rețineți, oricare partid ar veni la guvernare, visteria țării goală. Nu mai este nimic. Totul e de izbeliște. Ați văzut. Spitalele-s la pământ, școlile-s la pământ. Bani la bugetul de stat nu mai există. Bani la bugetele locale nu sunt. Nimic nu s-a făcut în țară. În schimb, totul s-a mâncat, adică bani. Și vă dați seama că în momentul în care ar veni la guvernare vreun partid, când vor ajunge să fie alegerile parlamentare, da? Și mai cu seamă că înainte, în primăvară, vor fi cele locale, atunci toate oalele sparte se vor sparge cu adevărat în capul lor. Pentru că atunci, bineînțeles, va ieși PSD-ul și vor spune, vor urla în campaniile electorale și ei vor susține și vor da cu pumnul masă: ați vrut guvernarea? V-am predat-o. N-ați făcut nimic. Nu sunteți buni de nimic. Și atunci, bineînțeles, că românii care nu prea vor să gândească, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, sau nu vor să fie atenți la ce se întâmplă în țară, vor spune: da, domne, să știți că au dreptate, vedeți? Ăștia au făcut ceva, ăștia nu fac nimic. Păi, ne fie cu iertare, în momentul când iei totul gol, în 6 luni de zile, nu mai ai ce să pui la loc. Și bineînțeles că va fi un scandal, va fi, nu știu, va fi ceva dezastru. Și acum, din câte am văzut, că după ce s-au despărțit, da, cele două partide, deja mi-a plăcut totuși de Tăriceanu, deși nu e, să zic așa, nu-l admir din alte puncte de vedere decât din punctul acesta de vedere. Mi-a plăcut că a spus clar că își va da demisia din funcția pe care o are și a anunțat pe toți cei 4 miniștri care are el în guvern, deci ai ALDE, de urgență să-și dea demisia. Pardon. Am înțeles că 3 dintre ei n-au mai stat pe gânduri și astfel au dat demisia. E vorba de cel de la Energie, Anton Anton, cel de la Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, de la Mediu, Grațiela Gavrilescu, și bineînțeles că n-am înțeles de ce Ramona Mănescu de la Externe spune că ea nu-și dă demisia, pentru că are niște proiecte de dus până la capăt. Nu știu ce proiecte are ea de dus, nu știu ce gândește în final, dar, nu știu, oricum a fost anunțată oficial de către șeful ei de partid că va fi dat afară. Deci, sigur va trece în barca de la PSD, nu se știe pentru cât timp, că am văzut că Dăncilă, bucuroasă, a felicitat-o de dimineață, s-au pupat, că vezi, Doamne, are pe cineva care să-i fie alături. Nu știu cât va dura ca ea să stea în această barcă, dacă cei care vor depune moțiunea de cenzură împotriva guvernului în 15 septembrie, adică PNL-ul, vor fi susținuți de ceilalți, da? Mă gândesc la PMP, mă gândesc, eu știu, la unicul partid, să zic așa, care, mai bine zis, nu e partid, e o șleată, da? Adică de UDMR mă refer, că ei nu sunt partid. E o uniune, da?
care ei sunt nelipsiți de la orice guvernare. Bineînțeles că aceștia de la USR cu siguranță nu vor vrea ca să intre la guvernare, deci ei sunt excluși. O să fie probabil, mă gândesc, o să fie, eu știu, pro-România. Să vedem, nu știm ce va fi, dar dacă aceștia vor lua guvernarea, să zicem, în septembrie va fi moțiunea, în octombrie, nu știu încotro se va duce țara. Oricum, problema este că la noile alegeri care urmează acum să vină sau să înceapă, primele știți că sunt cele de la prezidențiale. M-am uitat și eu pe lista celor care, să zic, au avut încredere, partidele în ei, și mă refer la faptul că am văzut și cinci independenți pe această listă. Lista, să zic așa, pare destul de interesantă. E vorba, haideți să vă spun așa, doar care mi-aduc aminte, la PNL e Klaus Iohannis, la PSD, v-am spus mai înainte, Viorica Dăncilă. Pro-România, văd că îl susține pe actorul Mircea Diaconu, de admiteri un actor bunicel, ca și meserie, dar ca politician a fost în Parlamentul European, a fost o catastrofă. În fine, Dan Barna de la USR, vă spun că nu prezintă prea mare interes, pentru că nu e serios, nici el, nici partidul. Adică, v-am spus, au dorit să ajungă la guvernare imediat și acum încep să pună condiții. Deci, ei sunt precum bate vântul. Da. Am văzut că mai e o doamnă, Ramona Ioana, de la Partidul Popular Umanist. N-am auzit, am înțeles că stă mai mult prin Anglia sau eu pe unde mai, Dumnezeului mai stă, n-am auzit de ea. Singurul care mi s-a părut sau mi se pare că ar fi un bun candidat pentru acest post, mi se pare Teodor Paleologu. Sincer vă spun, cât a fost ministrul culturii, deși foarte multă lume din România au făcut mișto de el și mai ales televiziunile, că vezi, doamne, venea la serviciu cu bicicleta. Și în ultimul rând n-au mai avut, să zic așa, cu ce să râdă de el, decât că în cabinetul său de ministru avea o bibliotecă imensă pe doi pereți, plină cu cărți, și tot timpul îl vedeau citind. Nu știu de ce ajunsese pentru anumite persoane, chiar și ziariști, un om incomod. În fine, eu cred că el este un om destul de citit, este un om destul de integru. Nu știu câte șanse va avea, dar oricum, din ce am văzut aici, o să continui să vă mai spun pe ceilalți, eu cred, deci rețineți ce vă spun, eu cred că el, împreună cu Klaus Iohannis, vor intra în turul 2. După aceea am văzut, iară, de la PNR-ul, Sebastian Popescu, nu-l știu, nu-l cunosc, dar nu știu dacă va avea prea mari șanse. Și bineînțeles că ceilalți cinci care sunt independenți, printre ei se găsește Miron Cozma, vestitul Miron Cozma, așa cum îi place lui să auto-intituleze Luceafărul Huilei Românești, vă dați seama. În schimb, n-am văzut nicio poezie de-a lui Miron Cozma să fie publicată, dar el așa s-a intitulat, auto-intitulat și nu știu, eu cred că el pe undeva ceva probleme are, pentru că el consideră că dacă atunci, în anii de grație, când conducea țara Ion Iliescu, și a fost ajutat de acesta să ajungă la București, conducea minerii, el consideră că
are puterea să conducă și o țară. Păcat, cine și-a bătut joc de el sau eu știu de unde a luat el semnăturile sau cine i-a dat semnăturile, nu știu ce au avut în capul lor. În fine, e treaba lor. După care am văzut pe Pandele, vestitul Pandele, da, al soțul doamnei Pandele de la Primăria Generală a Capitalei, o știți și dumneavoastră, Bogdan Stanoievici, Liviu Pleșoianu și, bineînțeles, am văzut că mai nou s-ar putea să-și depună candidatura și Florin Călinescu, actorul. Deci, nu am nimic cu nimeni, dar eu v-am spus din punctul meu de vedere, dacă și dumneavoastră aveți alte puncte de vedere, n-ar fi rău să mi le lăsați aici, să le discutăm, dar v-am spus, nu cred că în turul 2 vor intra altcineva decât cei care eu i-am nominalizat. Bineînțeles că o să spuneți, da, de ce nu intră și alții? Pentru că n-o să aibă putere, o să-i vedeți. Deci o să vedeți, dacă nu ați văzut până acum de atâția ani când s-au ținut prezidențialele, cam ce fac și cum îi tăvălesc cu ghilimele de rigoare jurnaliștii și moderatorii pe cei care intră în cursă, păcat că n-ați văzut, dar o să vedeți. Aici vreau să vă spun că nu merge să înceapă cu miștocăreala, cu bâzeala, cu nu știu ce, unul împotriva altuia. Nu, aici merge direct la subiect. Și vreau să vă spun că ultima dată când a candidat Vadim Tudor, mi-aduc aminte că el începuse să-i cam ia la mișto pe ceilalți. Bineînțeles, a fost avertizat că va fi dat afară din emisiune. Rețineți? Deci nu a mers că, uite, alba nu e neagră. Da? Și acolo am văzut că nu merge cu povești. Nu. Deci acolo merge direct cu dovezi. Pentru că în momentul în care spui că, eu știu, ai văzut nu știu pe cine, sau ai furat, sau ai făcut, trebuie dovezile pe masă. Deci, e foarte complicat. Și știți că de fiecare dată eu când fac câte o emisiune, așa, în funcție de emisiunea pe care fac, scriu și câte o poezie. Haideți să vă pun o poezie pe care am făcut-o. O găsiți de asemenea pe Facebook-ul meu, da? Se numește În politică deja se știe. Vă pun și dumneavoastră să o citiți și dacă vă place, aș fi bucuros să aflu că vă place. Deci, văd că a apărut În politică deja se știe, da. Deci, această poezie am făcut-o și reflectă exact scandalul care a avut loc de ceva timp încoace în coaliție. Și v-am spus, părerea mea este că acest scandal a pornit exact de la Dăncilă. Pentru că nu neagă nimeni că Tăricianu nu ar fi vrut să fie candidatul comun al coaliției la prezidențiale. Ba da, a vrut. Și nu știu, sincer vă spun, nu știu câtă șansă, câtă putere ar fi avut să înfrunte, să zic, pe Iohannis sau eu știu pe cine, dar sincer vă spun că în fața lui Dăncilă avea mult mai multe șanse. Și mă gândesc că Dăncilă nu a făcut altceva decât să asculte sfaturile unor așa ziși politicieni foarte slabi, de admiteri ca și ea, da? Și să creadă că de unul singur, adică partidul, poate să facă față. Nu știu, au avut
au avut, era de prezidenți, au avut europarlamentarele, electoratul PSD le-a dat o palmă zdravână, da? Pentru că nu i-au mai votat nici ei și cu toate astea văd că nu își revin. Ce pot să vă mai spun, că acum noi ca și români ar trebui să mergem cu toții la vot. Mă refer în special acum la prezidențiale. Pentru că în momentul în care nu vom merge la vot și vom lăsa totul în voia sorții, problema se pune că noi și așa pe plan extern suntem văzuți ca paria societății. Da. Măcar dacă am merge la vot și să alegem cu creierul, nu cu, eu știu, cu sufletul sau nu știu ce, nu, cu creierul să gândim, mă gândesc că în momentul în care ar ieși un președinte care știu că o să spuneți, mă, indiferent cine are și președinte la ora actuală, așa e făcută Constituția României, încât președintele n-are decât rolul consultativ. Punct. Deci nu are nimic de spus. Singurul care conduce, bineînțeles, e guvernul. Dar, dacă și președintele ar fi, să zic, un președinte puternic, ceva s-ar mai schimba în această țară. Eu, dacă mă întrebați pe mine, care cred eu că ar fi politicianul, rețineți, politicianul care ar putea să-i facă față lui Klaus Iohannis, sincer, bună seara, Melania, bună seara, sincer vă spun, și dacă o să-mi dați dreptate, bine, dacă nu, asta este, e Victor Ponta. Deci, părerea mea, deci asta e a mea. Eu n-am înțeles, sincer vă spun, deci mi-e peste puterile mele să înțeleg de ce Ponta a candidat la europarlamentare, primul pe listă, a câștigat, s-a retras, a trimis altă persoană în locul lui și nu dorește să candideze la funcția de președinte. Eu, sincer, vă spun că dacă aș fi avut o emisiune în perioada alegerilor europarlamentare, sincer vă spun că eram convins 100% că el face acest joc și dorește să candideze la prezidențiale. N-am să înțeleg de ce s-a retras, n-am să înțeleg de ce nu dorește să-și depună candidatura acum, oricum nu mai are cum, pentru că și-au făcut public opțiunea împreună cu ALDE, da? Ca să-l susțină la prezidențiale pe acest Mircea Diaconu. V-am spus, nu am nimic cu el din punct de vedere al meseriei de admitere, un actor nu foarte bun, un actor bunicel, să zic așa. Dar din punct de vedere al politicii, a fost o catastrofă pentru România. Dacă nu am dreptate, asta este. Dacă dumneavoastră aveți argumente să-mi spuneți că într-adevăr și-a făcut treaba, eu v-am spus că la Bruxelles nu l-am văzut vreodată să ia cuvântul. Ba da, scuze, de două ori a luat cuvântul, dar de două ori a fost întrerupt pentru că a început să debiteze. Deci el s-a crezut în România. Și cum acolo la Bruxelles nu prea ai dovezi, stai jos în bancă, ți-a taie microfonul și cu asta basta. Deci, în rest, ce să vă pot spune, aștept cu mare interes să vedem dacă cineva își va mai depune candidatura. Nu știu câte zile sunt, dar în orice caz nu mai sunt zile multe până să-și depună ultimile candidaturi.
dar nu mai văd pe cine să-și depună, din partea cărui partid să-și mai depună. Cred că aceasta va fi lista care v-am spus-o și dumneavoastră și din punctul meu de vedere, dar vă repete punctul meu de vedere, singurii care vor pătrunde, să zic, în turul 2, da? În turul 2 va fi Klaus Iohannis, da? Susținut de liberali, de PNL, și cred totuși că Teodor Paleologu, susținut de Partidul Mișcarea Populară. Asta e părerea mea. V-am spus și cu argumentele la ceilalți de ce nu au șanse ca să ajungă. Restul rămâne de văzut. Știți cum e, ați văzut și la fotbal. Speri ca echipa ta să joace foarte bine. Ați văzut ce s-a întâmplat în campionatul nostru, ce se întâmplă pe plan extern. Ați văzut. FCSB sau Steaua au adus până la ora actuală 37 de jucători, 1 și 1. Și când a fost să joace, ați văzut, numai înfrângeri pe linie în campionat. Asta este. Deci vom vedea atunci. Știți cum e. Toată lumea vorbește, toată lumea dă din gură, toată lumea spune și în final singurul care e reprezentativ, da? E votul. Votul. Pentru că, bineînțeles, o să spuneți, domnule, nici votul nu prea mai e reprezentativ pentru că se fac multe șmecherii, multe măgării. Da, sunt de acord ce spuneți. Nu vă pot contrazice, s-au făcut și se vor face, da? Nu numai în România, se fac peste tot în lumea asta, dar știți cum e. Mergeți la vot în număr cât mai mare și o vorbă spune așa: nu pot ei fura cât putem noi vota. Adică dacă lumea, să zic, merge în proporție de 90%, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, 90% să zic că merg la votare, cu siguranță nu se poate fura 80%. Nu. Și v-am spus că această coaliție, așa cum am spus eu, mi-a plăcut să spun, divorțul a fost pronunțat, nu putea să reziste. Nu putea pentru că v-am spus, hai, dacă ar fi fost, să zicem, Dragnea, da? Cu siguranță avea un alt tact. Avea o altă viziune despre politică. Să zicem că guvernarea o reușea să o ducă până la capăt. În schimb, cu Coana Dăncilă, da? Sincer, nu știu dacă dumneavoastră vă place de ea, nu ca persoană, ca și conducător, ca și politica pe care o face. Pe mine, sincer, vă spun, m-a dezgustat de tot. La început, când am văzut-o, sincer vă spun că, sincer vă spun că am crezut că ea este condusă din umbră și în vorba aia de Dragnea. Nimic de spus, cam s-a văzut. Dar prea multe gafe a făcut. Deci am înțeles că e făcut pe proasta, dar prea de tot, să faci pe proasta sau pe prostul să rămâi așa. Ea exact așa a rămas. Și ați văzut, când fac aceste afirmații, eu nu prea le fac gratis. Deci, ca tu să fii prim-ministru al unei țări, să te întâlnești cu un omolog de-al tău și să nu știi cum îl cheamă, să nu știi ce culoare și cum arată drapelul statului respectiv și poziția în care trebuie să se pună drapelul, mi se pare ceva strigător la cer, sincer vă spun. După care, v-am mai spus, încă o gafă pe care asta e o gafă extraordinar de mare. Și vă dați seama ce palmă a primit România datorită ei. Și iar o gafă mare pe care a făcut-o
Atunci când s-a cântat imnul de stat, în loc să stea liniștită până se termină imnul, a luat-o la fugă. A fugit înainte și a fost nevoit prim-ministru care a fost atunci cu ea să o tragă de mânecă. Vă dați seama, penibil, penibil. Și după gapele pe care le-a făcut și palmele pe care le-a luat România datorită acestei ființe, acum mai are și neobrăzarea să pună botul, cum se spune, și să creadă că ea e cea mai bună și cu siguranță va fi prima președintă a României. Nu știu, probabil că ar cam trebui să meargă la un medic, la un psihiatru, să-și facă un consult, pentru că, v-am spus, a conduce un partid de una și a conduce un stat e alta. Cu toate că îmi veți spune, domnule, dar parcă mai înainte ai spus că un președinte nu prea are multe atribuțiuni. Păi nu are multe atribuțiuni la noi în România, pentru că așa s-a vrut, așa a vrut Parlamentul. Decât să fie un fel de, să aibă decât rol consultativ. Dar vă dați seama că are și el un rol foarte bine definit, atât în țară, cât și în zona externă. Așa că vă dați seama. Oricum, nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne îngrijorăm că ea va fi noul președinte al României, pentru că nu o să se ajungă acolo. Și ați văzut și dumneavoastră, datorită prostiilor ei, inclusiv această coaliție nu a reușit să-și ducă mandatul la capăt și cu un an de zile înainte de a urma noile alegeri parlamentare, această coaliție a divorțat. De asta am făcut această emisiune, pentru că mi s-a părut, să zic așa, ceva care nu trebuia să se întâmple. Dar la cum au stat treburile și la cum a condus această coaliție Dăncilă și cu Tăriceanu, și mulți o să spună că, de fapt, aici spargerea coaliției nu se datorează lor, se datorează lui Victor Ponta. Pentru că, practic, el și-ar fi băgat coada. Păi dacă stăm să ne gândim bine, Victor Ponta, cine e Victor Ponta? Omul de casă al PSD-ului. Nu Victor Ponta a fost crescut de Tătucu, de Iliescu. Ba da, nu el l-a lansat în politică. Ba da, și atunci năravul din fire n-are lecuire. Și bineînțeles că, din câte am observat, astăzi sau mâine vor mai pleca 6 parlamentari la Pro-România de la PSD și acum 2 zile au mai plecat 4, deci în total 10. Deci, așa cum v-am spus, dacă PNL-ul va fi sabotat la moțiunea de cenzură și moțiunea de cenzură nu trece, pică, acest guvern odios va rămâne la guvernare până în anul 2020, dar gândiți-vă că România sau noi românii vom trăi din ce în ce în ce mai rău. Pentru că vor fi multe interese politice, vor fi multe scandaluri, da? Și indiferent ce vor vrea să facă cei de la PSD, să zic așa, vor iniția vreo lege sau ceva, nu va trece. Decât dacă, bineînțeles, opoziția va dori. Și cum opoziția clar
vrea ca să-i ruineze definitiv, definitiv pe cei de la PSD, cu siguranță nu vor vota. Și dacă nu vor vota, acest partid se va ruina și cu siguranță, dar cu siguranță va fi al doilea partid care va dispărea de pe șicherul politic după PNTCD. Pentru că odată ce se vor destrăma, odată ce se vor sparge, majoritatea o să plece la alte partide și bineînțeles că nu vor mai avea voturi și vor ajunge un partid al nimănui. Acum, doamnelor și domnilor, sincer vă spun, singuri și-au făcut-o cu mâna lor. Deci rețineți să vă spun, n-am crezut niciodată să ajung ziua să văd ca cel mai mare partid din România după 1990, PSD-ul va ajunge ca în anul 2019 la prezidențiale să nu aibă candidat. Și în vorba aceea, în graba și în disperarea să aibă un candidat, n-au avut pe cine să pună decât pe Dăncilă. Nu știu dacă au făcut bine, dacă au făcut rău, dar vă spun că să vă pregătiți, rețineți, să vă pregătiți telefoanele mobile, să vă pregătiți camere de luat vederi, să înregistrați emisiunea în care Dăncilă va fi față în față cu ceilalți contracandidați. Pentru că cred că din 90 și până acum, deci au trecut aproape 30 de ani, nu cred că ați mai văzut circ electoral pe care o să-l vedeți în anul 2019. Rețineți ce vă spun. Probabil că vă văd pe care sunteți aici, majoritatea suntem cam de aceeași vârstă. Cred că emisiunile cu Charlie Chaplin, cu Stan și Bran, cu Fernandel și așa mai departe, cred că n-au avut atâta, să zic, spectatori sau n-au fost așa de reușite cum cred că vor fi emisiunile de pentru prezidențiale în care Dăncilă va fi actorul negativ. Dar stați că nu pot să închei până să nu vă ce-mi spune. Da, domnul Romică Vlădica, ziceți, și îți pare rău de PSD. Domnul Romică Vlădica, dacă ați citit poeziile mele, dacă ați văzut comentariile mele, îi urăsc. Ce, n-am vorbe să mai spun, că după aceea zice lumea că-s nebun. Deci nu îi urăsc. Deci rețineți să vă spun. Dar ne cunoaștem de atâția ani. Eu atât am vrut să spun. Că n-am crezut să ajung vreodată ziua în care acest partid, de ce să nu o spunem, în care într-adevăr au fost oameni de bună calitate, da? Să ajungă ca în anul de grație 2019 să nu aibă un om care să candideze și au fost nevoiți să pună o incultă. Atât am spus, nu că țin cu PSD-ul, nu că țin cu, eu știu, că știți cam cu cine țin eu. Haideți să vă spun, eu n-am fost la PNL niciodată, dar dintre toate partidele mi se pare că ei ar fi singurii mai serioși. Și că țin cu Iohannis. Da, țin cu Iohannis, asta e adevărul. Pentru că dintre cei care candidează, vă spun clar, nu sunt decât două variante. Vă spun dacă chiar vreți să vă spun cu cine să votați. Ori cu el, ori să votați cu candidatul PMP-ului, v-am spus, nimeni altul decât Teodor Paleologu. Deși știți și dumneavoastră Teodor Paleologu din ce partid a făcut parte. Dar, lăsând deoparte politica și partidul din care a făcut parte, mă refer la omul Teodor Paleologu. Într-adevăr, o să-mi spuneți și sigur o să-mi spuneți în particular sau eu știu când ne vom întâlni, că bine domnule, dacă cum de-ai găsit doi muți?
care de-abia vorbesc. Da, într-adevăr, așa este. Și Iohannis, și paleologul sunt oameni care vorbesc foarte puțin, dar sunt oameni care vorbesc concret și la subiect. Asta e părerea mea. Fiecare are câte o părere, eu v-am pus părerea mea, o să mai fac emisiuni pe această temă și o să vedeți că o să am dat dreptate. Din ultimul sondaj care a apărut, ați văzut, Iohannis avea 43%, urmat de Tăricianu când și-a anunțat el candidatura 17%, rețineți, 43-17% e ceva, da? Și Dăncilă avea 7,2%. Era pe ultimul loc. Dar nu intrase paleologul în joc, nu intraseră cei care vi-am spus. Ia să vedem ce mai spune domnul Romică Vlădica. Pe politicieni nu interesează căderea guvernului, ci pun accent mare pe alegeri. Păi da, v-am spus clar. Da, domnul Vlădica, nu știu, scuze, nu știu dacă ați văzut emisiunea de la început. Am avut impresia că v-ați uitat. Mai mult m-am concentrat pe ce am de spus. Eu am spus așa. Și mă repet. Acum urmează noua sesiune parlamentară pe 15 septembrie. Pardon. Nu au voie să depună decât o moțiune de cenzură, conform Constituției. O vor depune. Bineînțeles, PNL-ul. Dar tare mi-e ca PNL-ul să nu fie trădat. Și v-am spus și mă repet. De ce? Pentru că cei care vor intra acum la guvernare, alături de PNL, deci mă refer că, eu știu, pro-România, PMP și așa mai departe, ungurii și așa mai departe, da? Sau care vor veni independenți, vom vedea despre ce e vorba, nu vor vrea să-și asume guvernarea pentru că la alegerile parlamentare, sau pardon, întâi locale și după aceea parlamentare, să nu fie acuzați că n-au putut să facă nimic. Și pe bună dreptate, nu vor face nimic. De ce? Pentru că visteria țării e goală. Nu există bani la bugetul statului, pensiile nu vor mai putea fi crescute, nu mai pot fi indexate, salariile nu vor mai crește, din contră se vor tăia, dările asupra românilor vor fi din ce în ce mai mari. Vreau să vă spun și aș vrea să știți și dumneavoastră, dar sigur știți de ce PNCCD-ul a pierdut alegerile. Dacă nu știți, vă spun eu. Pentru că au fost sinceri și au spus că vor pune taxă și pe fumul de pe coș. Și aici li s-a tăiat totul. Deci, în concluzie, cine minte câștigă, cine pune adevărul pierde. Și așa că nu văd ce partid să vină alături de PNL. Dacă nu, acesta o fi și un joc și al PNL-ului. Adică, prin înțelegere cu ceilalți, domne, noi depunem ca așa și voi nu sunteți de acord. Pentru că, vă reamintesc, imediat după alegerile europarlamentare, cei de la USR împreună cu Barna au ieșit la televizor, au dat cu pumnul masă, au țipat, au urlat că de mâine noi vrem la guvernare. Puneau ei atunci. Și au fost întrebat de jurnalist, păi cu cine veți guverna? Cu PNL-ul? Și acătă, trecură zilele, trecură lunile și acum când văzură cei de la USR că această coaliție a divorțat, mai nou nu vor să mai intre la guvernare alături de PNL și vor numai condiții. Că ei vor intra alături de PNL la guvernare cu condiția să se facă alegeri anticipate. Păi, nu știu, unde au văzut ei așa ceva că cu 6 luni de zile înainte se facă alegeri anticipate? Deci, vă dați seama, astea sunt niște jocuri de culise exact în defavoarea românilor. De aceea v-am spus și vă repet, domnul Vlădica, nu-mi pare rău de PSD și
cum v-am mai spus, că pe politicieni nu interesează căderea guvernului și pun accent mare pe alegerile prezidențiale. Păi e și normal să pună accent mare pe alegerile prezidențiale, pentru că și dumneavoastră ați făcut politică, mai faceți și știu că sunteți buni la politică și vă cunosc foarte bine, pentru că haideți să jucăm cu cărțile pe față. Dacă Iohannis iese președinte, da? Vă dați seama cam ce putere are PNL-ul. Gândiți-vă, atâta v-am spus. Și e și normal ca ei să aibă putere. Și atunci e normal ca ei să-și dorească acest lucru. Dar v-am spus, mie mi-e tare frică că acest guvern o să pice și atunci sunt două variante. Ori moțiunea trece și guvernul pică și bineînțeles că PNL-ul, dacă va lua guvernarea și nu vor face majoritatea în Parlament, iară va fi belea. Pentru că în toamnă, în primăvară și în toamnă, vă dați seama că nu vor mai avea susținere din partea oamenilor. Și o să vedeți că cine, partidul al cărui președinte va ieși învingător acum, da, va avea o putere extraordinar de mare la alegerile locale. Și o să-mi dați dreptate că o să fac emisiuni și în preajma alegerilor prezidențiale, locale, parlamentare. Gândiți-vă că în momentul în care, și știți că sunteți foarte mulți care aveți case, care aveți, eu știu, neamuri la țară, și știți că în sate și în comune primarul e cel mai tare care taie și spânzură. Și gândiți-vă că în momentul în care, să zicem, Iohannis are și președinte, coaliția s-a spart, PSD-ul se destramă încet, dar sigur, vă dați seama că toți primarii care sunt acum, în funcție ai PSD-ului, cu siguranță vor migra spre alte partide. Și știți și dumneavoastră ce vă spun acum, dacă la municipii, sau mai bine, da, dacă la municipii, dacă la județe, oamenii votează mai mult partidul, nu prea votează persoana respectivă, pentru că nu prea sunt cunoscuți, foarte puțin. E, în schimb, la țară nu e așa. La țară oamenii votează omul. Iar dacă persoana în cauză, X să zicem, nu dau nume, a fost la PSD și s-a mutat la PNL, să fii sigur că persoana respectivă câștigă alegerile. Și vă dați seama, câștigând alegerile persoana respectivă, va avea consilierii județeni, va avea consilierii municipali și vor fi destul de puternici. Și rețineți un lucru, odată ce au câștigat alegerile locale, cu siguranță la alegerile parlamentare vor avea o pondere de cel puțin 80%. Vă spun acestea pentru că eu am făcut politică, am și candidat și știu ce înseamnă. Pentru că odată ce primarul e al unui partid din comunitatea respectivă, cu siguranță că cei din jurul primarului, da, apropiații primarului, cu siguranță vor face tot posibilul ca partidul respectiv să iese și la nivel de țară. Deci asta o știți și dumneavoastră, nu trebuie să vă spun numai eu. Că cam ne-am săturat de atâția ani, de 30 de ani de când tot mergem pe la alegeri. Mulți dintre dumneavoastră poate ați fost în secțiile de votare, mulți poate ați și candidat de-a lungul timpului și ați văzut cum stau treburile. Și mi-a venit să și râd. Acum vine Dăncilă și spune: eu am luat-o de jos în partid. Am fost lipitoare de afișe. Păi mâncați așa ochii, ce ai fi vrut mă să faci? Că tu mai ai două clase mai mult ca trenul. Pentru că are facultate terminată. Și v-am spus, o facultate de renume la petrol și gaze, dar degeaba o are. Pentru că vă dați seama,
dacă a terminat facultatea pe timpul lui Ceaușescu și n-a reușit să fie ingineră, să presteze post ca și ingineră în domeniu și a fost dat afară pe timpul lui Ceaușescu, ceea ce nu se întâmplă așa ceva, a ajuns, eu știu ce a ajuns, să zicem profesor de lucru manual la o școală generală pentru fete, vă dați seama ce valoare a avut. Și acum ar fi vrut ca în partid să fie președinta partidului în prima fază. Păi nu se poate. În politică, acum da, acum au cam început să ajungă șmecherii, să vină repede, să se pună în frunte direct. E, pe timpurile la care fac eu referire, toți au pornit de jos. Da. Asta a fost. Așa se face. De jos se pornește tot timpul. Mai ales în politică. Dar să sperăm că ea a plecat de jos și jos va rămâne. Și așa va fi, vă spun eu. Deci, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la această oră, da? Să urmăriți această emisiune și să nu mă întrebați ce emisiune voi face mâine sau poimâine, pentru că eu sunt un tip foarte imprevizibil, nu știu ce o să vă mai povestesc și în funcție de ce evenimente au loc în țară, voi încerca să fac câte o emisiune. V-am rugat de asemenea să îmi spuneți ce emisiuni vreți să vă mai fac. Dacă pot și știu, vă spun că da, dacă nu, vă spun că nu, asta este. Ce să vă fac? Deci îmi pare bine că m-ați urmărit și vă urez o seară cât mai plăcută. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag.